Nu știu. Moldo, du-te acasă, Antoni, vino tu. Plânge, doamna Andreea. Doamna Andreea. Am făcut să plâng. Mulțumim, Teodora. Rebecca. Nu, eu nu vreau. Ce nu vrei? Nu vreau. Ce sens are? Că oricum... N-are ce sens, nu vreau. Vină, Gagea. Ce? Wow. Gagea. Ce faci, Francesca? Camera, de ce mă eu ți-am spus, te rog frumos, mai gândește-te la situație, nu renunța așa cum tu ce faci. Să vină... Robi. Robi, ești sigur de această cameră roșie cu Rebecca? Că nu te-a chemat ca să le nerveze pe Antoni? Ce crezi? Ce ai simțit? Chiar nu a avut pe cine să cheme și te-a chemat pe tine sau a vrut să le nerveze pe Antoni? Mă înțeleg binișor cu Rebecca. Da, am vorbit așa, mai multe chestii, nu... Cum a fost această cameră roșie? Mișto. Doamne, ce privire ai, Giulia. Eu așa ceva n-am văzut în viața mea. Robi, vrei să ne certăm iar să fie ok situația? Giulia, de când te-ai întors tu și Robi de la date, da. Rebecca și Virginia s-au îndepărtat de tine? Eu așa am simțit. Ce pare ciudat este faptul că voi două, care nu ați mai interacționat o lună de zile cu Robi, așa, vă apucarăți fixa. Dar care e problema? Dar care e problema? Și care e problema? Iubitul tău? Problema azi. E iubitul tău? Nu, nu e iubitul meu.